Dai, dai! Alea! Salve șacalilor, ce faceți? După 3 ani a venit momentul să facem testul relației cu ouă și cu iubita mea aici. Mai întâi cu ouăle și după cu ea. Acum 3 ani am făcut clipul ăsta cu fratele meu, să vedem dacă ne cunoaștem între noi. Și-au făcut peste 1 milion de vizualizări, așa că am să profit și să fac clipul ăsta cu împărăteasa mea, regina mea, iubita mea aici, Andruța. Și dacă o să vă placă, nu uitați să lăsați un like ca să mai facem. Avem aici foarte multe ouă și avem 10 întrebări de căciulă. Care nu ghicește răspunsul, îi sparge un nou în cap celuilalt. Și ce o să afli acum e că de la jumatea întrebărilor, eu dacă ghicesc întrebarea pe care mi-o pui tu, îți sparg un nou în cap. No. Ba da, ba da. Păi cum, ca să fie amuzant. O să facem piatră, foarfică, hârtie și o să vedem. Dar știi că nu știu să joc. Gen, piatră, foarfică, hârtie și când ai zis hârtie, pui o piatră, o foarfică sau o hârtie. Piatră, foarfică, hârtie. Piatră, farfică, hârtie. Și tu îmi pui întrebarea acum cum ar veni și eu stau așa și avem ouăle acolo și hai să începem! Ce alt prenume aveau părinții de gând să-mi dea în afară de Andrada? Ce alt prenume? Mamă, în afară de Andrada? Da. Dar nu mi-ai spus niciodată asta. Ba da. Nu mi-ai spus niciodată. Ba da, ba da, ba da, ba da, ba da. Deci ce alt prenume voia să-ți dea în afară de Andrada? Ioana! Nu, cum mă cheamă eu? Păi alt prenume. Păi în afară de asta pe care în afară de asta? Cristina. Nu! Nu Cristina? Nu? Cecilia. Care? Nu știu. Care? Catalina. Catalina? Da, și tu, cum o fi? Ai, Doamne. Da, așa. Da. Băi, Catalina. Ei bun. Lasă. Ei bun. Fii atent acum. Să vedem. Da, doamna Catalina, dacă mai râdeți după clipul ăsta. Bă, nu mi-ai zis în viața ei. Ce aș putea să mănânc de fiecare dată când merg la un restaurant? Fuck, la un restaurant. N-a răspuns. Păi așteaptă o leacă. Haide, bă. Doamne. Stai, stai. De fiecare dată ți-ai burger. Păi și ce aș... Da. Păi ce ai stat atât să te gândești? Dar nu, te-ai zis că pui întrebări mai grele. Deci acum o să-și folosească toți nervii pe care i-am făcut eu până acum. Ce sport mi-am dorit să continui și nu am mai putut? A, da? Îți zic acum, chiar în momentul ăsta. Unul singur. Da, un singur sport pe care știu clar sigur că tu voiai de foarte mult timp. Așa. Și era o dorință arzătoare, pentru că îți plăcea acel sport, care deci este un sport bun. Deci nu știu. Stai, nu. Gimnastică. Da. Gimnastică? Da. Prietenaș, păi nu-mi cunosc eu gagica. Ce materii am urât cel mai mult în școală? Deci cel mai mult ai urât matematica, dar ți-a plăcut foarte mult de profesorul de mate. Da, dar nu asta am urât ba cel mai da, mult. Ca nu! Zi! Am zis că n-am știut niciodată, că din clasa 6 n-am mai știut mate. Nu, ce am urât cel mai mult. Și pentru asta o să-ți iei un nou în cap. Haide, spune, care era? Stai. Abia am vorbit și azi am vorbit. Chimii. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Pentru că ai fost o fată bună, Moș Crăciun. Băi! Te-o durut zi, o durut? Nu dau un moalea capului, dau unde mi-ai dat? Haide, mă, că o durut sincer, ca să știi dacă... Nu, sunt bărbat. Bine, ai om în cap, doar. Poate am fost un băștinaș, dar nu regret nimic. Da, deci asta s-a o meritat. Ce actor credeam că o să vină în Bacău și o să pot să-l întâlnesc? A, da, asta știu. Jackie Chan, Jackie Chan. Da. Jackie Chan? Da. Jackie Chan? Da. Păi uite, l-ai întâlnit pe Jackie Chan aici. Ea credea că eu sunt clasicul ăla de bărbat care nu cunoaște relația doar pentru că este aerian uneori. Dar nu este așa. Totul este aici. Unul dintre actorii mei favoriți. Pentru că nici eu nu știu, îmi plac Jason foarte... Jason Statham, da. Da. Ăla... Aia, aia nu, cum stai, ai? Din, deci mai sunt Killian Murphy. Așa, nu știam dacă e Killian sau Killian da. Murphy. Și ăla din Vikings. Da, Rachel. Bravo. De ce am fost operată? Am fost operată singură dată în viața mea. De ce ai fost? Erai nezbăt... Erai așa, obraznică. Auzi, poate ghicici noi întrebările astea să facem o omletă după, că mi-e foame rău de tot pe bune. Poate le spargem chiar pe toate, băi. Pentru că te-ai urcat pe o scară și ai căzut. Nu. Cum nu? Asta era. Nu am urcat pe scară. Ai căzut de pe scară. Da, coboram pe scară. Deci nu-i bine? Păi nu, nu urcam, coboram. Deci pentru un cuvânt... Păi da, flăi. Haide, bă, dă-i, spargi, bă, ce vrei. Dă-i, cât de tare, dă-i, nu, pe bune, dă-i. Dă-i numele ta, aleu, nu știu. Aleu, au, au, au. Haide bă, dai cu ci, dai cu suflet. Dai, dai. Aleo! Mamă, dar mi-ai dat, mi-ai dat. Aleo, nu mai am păr acum, mi-a intrat direct. Mamă, mi-ai dat.
mi-ai dat. Mamă, trească familia mea dacă vrei. Nu vreau niciun șervețel, ci să... O să ai tu nevoie. Call an ambulance, call an ambulance. But not for me. De ce îmi este mie cel mai frică? Înălțime. Ok, s-a întâmplat mai repede decât mă așteptam. A, nu-ți trag, nu? Nu-mi tragi, las! Nu-mi tragi, nu-mi tragi! Unde te grăbești așa? Unde te grăbești așa, unde te grăbești, că dacă... De ce animalul mi-era frică când era mică? Hai! Bă, zici că te-am cunoscut de când aveai 3 ani. Dar de unde să știu de ce animal ți era ție? Dar ți-am mai povestit de ce fugea. What the fuck, de urși! Girafă! Lemurian! Nu lemurian? Tigru alb? Nu. Nu? Cal sălbatic? Nu. Opossum? Nu. A, oh, adevă, nici opossum. Da, hai că ți-am dat. Dar care era? Care era? Curcan. Ăla care face... Da! Foame! Băi, cea mai amuzantă chestie, un curcan. Fugărea la țară. Nu, no, mai hai, de curcan. Hai, de bă, dă-i. Bă, da, bă, da, te răzbuni, olea, că trăiască familia mea, dacă nu, da? Bun, încep întrebările alea grele, da? Care este, atenție toată lumea, care este filmul meu favorit? Așa... Curia unui om periculos, Jason Statham, toată seria, gen cu... Nu, e doar unul. Ba da, că ai scos mai multe. Ori păi, zici tu no, de el, păi, zici... ăla e un hai, singur nu, film. Hai, să tăiem răspunsul, ce am zis prima oară. Da, e bun. Dar dacă îți fac eu o fază de asta, așa ca la baseball, cum ar veni? Să-ți dau direct în frunte. Să te calmezi, leacă. La ce vârstă mi-am făcut șuvițele roz? Sau în ce clasă? 10 ani? Nu. 9? Nu. 8? Nu. 11? Cât aveți? Da, dar stai, mă, dar spune, leacă, justifică. 13 ani. 13 ani? Yes. Pe cuvântul tău că aveai 13 ani și nu zici doar așa, da? Știi că văd coaja de la o aici sau ce am aici? Nu, mai dă-mi în cap. Hai, îți mai dau chiar nu mai vreau. Sunt un bărbat asumat. Mai vrei sau nu? Am greșit, da. În câte culori am avut șuvițele? Tu, de ce roz? Ce, câte încă nuanțe două. De roz? Galben și mov? Nu! Și? E. Ce joc m-am jucat prima dată pe PlayStation? Pe PlayStation 2, primul PlayStation pe care l-am avut eu. Unde te uiți? La fratele meu? Nu te uiți, uite-te la mine. Pe PlayStation 2, când aveam eu 9 ani. Băi, tu n-ai nimic în cap, deci tu n-ai nimic în cap. Nu ți-i rușine, fii atent cu facă. NFS Most Wanted, ăla. Asta vreau să zic. Păi spune, împușcăturile mai apărea așa din când în când, îmi intră ăla cu fata aia mie, de care nu se împușcă nimeni. Să facem o rugăciune completă, pentru că așa este bine. Băi! Bă, ăsta nu s-o spart. Rămâne, hai dă-i repede, dă-i repede. Dar nu că ăsta nu se spart. Dă-i repede, că nu văd. Dă-i. Păi, ți l-aș da așa din frunte. Da, dă și gata. Nu, că înșergă ăștia clipul de pe YouTube. Dă-l, băi, o dată. Ți l-aș da, dar... Gen... Așa. Bă, dar trească, bă, eu așa ți-am dat. Așa ți-am dat. Deci, întrebarea roșie. Când eram mică, am încercat să imit un clip de pe YouTube cu fratele. Despre ce clip este vorba? Da. Joc am jucat prima oară. Dar eu ți-am zis, gen, abia... Dar și eu ți-am zis, ți-am și arătat. Gangnam Style. Man. Din Gangnam. Deci tu vezi că tu de treabă îți dau mereu șanse și nu-ți par nu știu, prima. Nu știu. Mai ai o încercare. Mai am o încercare? Mai. Era român, ăla cu Pasca. Le piase de unir. Se un reunion. Era ăla în care imitam animale la masă. Ți l-am arătat. Era nu gen... mi-a arătat niciodată. Ba... Era gen super... Ai imitat un lemur? Nu, era ăla hai, cu... Hai, dă-i că... Balena, nu mai încep de jocuri de-astea femeiești. Încep să îmi pierd toată încrederea. Hai, dă-i. Nu pot să cred. Hai! Draga mea, Andrada, cât am în braț? Câți centimetri am în braț? Hai, dacă nu știi că mai... Și ai grijă ce spui. Zic ca să... Deci, vrei să-l bei sau să-l luăm cap? Deci dacă eu am 32 în braț... Ai tu 32 în braț? Băi! Băi! 43. Nu. Dar aveam 50 dacă luam steroizi. Am 41. Am zis bine. Ai zis 43. Am zis hai. Bine. Tu! Hai! Păi, dar păi, acum ai mai slăbit, ai 40... Bă, sunteți nebun la cap că am mai crescut, ai zis că m-am umflat, hai, gata. Ești ce trebuie, poți să-l dau în cap, da? Nu te superi. Băi! Cu ce profesor am avut bif în gimnaziu? Haide, bă, dar sunt chestii pe care ți le-am zis. Dar tu uiți că eu am o problemă și că nu am memorii. Nu am de memoar, nu de mate, de biologie. Nu de biologie, de română. De română.
O iubesc și profa de română. Nu de română? Nu. De chimie? De educație fizică? Nu de educație fizică? De istorie? Uite, stai la cam, uite, tu le dai. Olio! Ăla, gen clipul sunt... Fizică! Ah, stai, stai! Să nu dea tare. Mamă, trească. Mamă. O dură? Nu. O dură. O dură. Am uitat, băieți, ce mi-au făcut la telefon. Și poate vedeți ce imagineam. Care este singura mașină joasă care îmi place de mor? Păi îți dau un hint, nu-i Ferrari sau Lamborghini. Nu, cum le... păi stai așa, nu, că nu-i corect ce mă întreb. Ba da, e foarte corect. Pentru că voi băieți aveți ziua și mașina. Așa este, și da. Și când m-ai pus să aleg între Volvo și cealaltă mașină, era un E-Coupe. Dar nu poți să-mi zici că e alta preferată, da? Când tu erai așa cu banii și voi ați ori E-Coupe, ori Volvo. Deci păi, dar nu aveam bani de alt... E-Coupe. Nu avea... Bă, nu era, că n-aveam bani de altă, de aia, de unde să-mi iau dacă n-am bani? Nu era. N-am răspuns corect. Nu, n-am răspuns corect. Aia care nu-ți place ție deloc. Aia... O, Dricul ăla. Da. Aud. Aud RS6, dă capul în coace, trească. Nu, nu, știam că-i Dric. Bosule. Dar am vrut să... Nu te faci tu interes în fața lor. Hai, dă-i. Da, să-ți dau. Nu, dă, pune capul jos. Deci eu te salvez. Călău, am venit. Călău, am venit. Un gen de filmi care îmi place și de ce? Ce mașinuță îmi place și ce culoare? Haide, o, ce mașinuță! Zi! Mașină de jucării sau mașină normală? E. Verde. Da. Și Jimny. Suzuki Jimny. Jimny. Da. Jimny? Da. Haide, mă, nu mai tii atâta. Ești femei de-asta de grădiniță. Atenție! Atenție, toată lumea! Toată lumea și voi în spate acolo. Stai să mă uit odată. A! Oh! Bă, ești terminat! Haide, bă, dar și un fund, bă! Bă, dar zis un cap, bă! Bă, deci ăsta a fost prank de clasa 1, ești frumos. Deci efectiv ai 12 ani. Deci da, ai... Berni! Ai două clase. Berni nu mai mânca o pleacă. Când ai râs cel mai tare din mine? Cârnați. Roșii. Nu! No. N-ai râs atunci cel mai tare. Ba da! Nu ai râs cel mai tare. Am mai râs odată cu muscă. Dar n-ai râs atunci. Ce muscă? Zic un singur cuvânt. Avocado. Atunci ai râs cel mai tare. Ba nu, că nu, nu. Ba da! Când tăiam avocado. Nu, tăiai șnițelul. Vezi că nu ți-amintești? Mă curățam avocado. Și ce s-a întâmplat? Ți-o cur saliva din gură. Tăiam un avocado și mă gândeam nu, la limele. Nu, și o respir pe gură, dar nu respir pe nas. La avocado. Și cum ar veni, am uitat să mai închid gura și gen mi-o curs așa salivă în timp ce... Fii atent, dacă îți caut acum dovada. Hai, bine, continuă. Uite, oleacă, bă, ni mănânci așa de... Ni mănâncă berni așa de ou. Lasă ouăle, oleacă, să mai facem pentru clip, nu? Uite, oleacă, mai încolo. Ce specialitate medicală mi-am dorit când am intrat la facultate? Ce specialitate medicală? Dar ce cu main course, cu felul 2? Nu știu ce specialitate. Hai, mă! Specialitate de... Foagra cu ușoară ca să-mi spargi cap, ou de cap. Dar nu mai știu cum sunt, medic legist, medic legist. Ah, poate să sparg un ou ușor. Haide, bă. Poți să spargem una așa de omletă. Cam acesta a fost videoclipul. Sperăm că v-a plăcut acest videoclip. Puteți dați un like dacă mai vreți să facem. Nu de astea, nu mai facem de astea, mai facem de altele. Dar acum o dată în clipul ăsta, cred că ia-i bărbatul aici. Cuvântul meu, dacă nu a dat Cațăranu, nu Cațăranca, Cațăranu. Și ne urmăriți pe Instagram, aveți acolo Instagramele noastre și până data viitoare, ce să vă mai zic? Beți suc cât mai mult și stați în fața calculată. Băi, beți apă multă, fă oleacă așa. Râdeți cât mai mult, noi v-am pupat. Pa, bă!